Bună seara, bun venit la emisiunea celor care își creează propria realitate prin intermediul minții și al voinței, adică emisiunea Vibrația Succesului. Cum sunteți în seara aceasta? Cum ați petrecut seara de Revelion? Scrieți-ne în comentarii de unde sunteți, din ce țară sau din ce oraș. Și de asemenea, vă așteptăm să fiți alături de noi în seara aceasta. Va fi o seară foarte frumoasă, o seară interesantă, ca de altfel toate seriile pe care le petrecem împreună, alături de invitata dr. Elena Gabor, specialist în terapia subconștientului, terapia prin regresie în vieța anterioare și trainer în hipnoterapie. Scrieți-ne în comentarii să vedem dacă vă era dor de noi, dacă ați petrecut frumos seara de Revelion. Iată că acum, în prima seară a anului, a anului 2021, suntem aici împreună. Și ce poate fi mai minunat decât să alegem să petrecem o seară de creștere, o seară într-o energie frumoasă, deosebită, alături de oameni deosebiți. Invitata din seara aceasta, cred că ați avut ocazia să o cunoașteți și să o vedeți de foarte multe ori în emisiunea pe care o realizez de aproximativ 2 ani de zile, emisiunea Vibrația Succesului. Se numește dr. Elena Gabor, este specialist în terapia subconștientului și terapia prin regresie în viața anterioare și viața dintre vieți și trainer în hipnoterapie. Bună seara, Elena! Bun venit! Bună seara, Cristina! La mulți ani! La mulți ani tuturor oamenilor care vizionează această emisiune! Vă doresc un an nou fericit, plin de bucurii, de împliniri, multă sănătate și să aveți un an mult mai bun decât cel anterior! Adevărul este că am trăit un an provocator, am trăit un an interesant, un an care ne-a purtat într-o călătorie, o călătorie, spune, interioară, pentru că nu am avut unde să călătorim prea mult în exterior, dar totuși am avut posibilitatea de a explora acele tărâmuri poate necunoscute ale minții noastre. Și cine poate să ne spună mai mult despre aceste tărâmuri necunoscute decât un specialist în terapia prin regresie și un specialist în hipnoză, bineînțeles. Mulțumesc frumos de cuvintele frumoase. Pentru mine anul 2020 a fost un an excepțional, deși știu că pentru foarte multă lume a fost un an trist, cu multe probleme. Din punctul meu de vedere și datorită experiențelor pe care le-am avut în acest an, pot să spun că a fost unul dintre cei mai buni ani din viața mea pe foarte multe planuri. Sper personal ca 2021 să fie măcar la fel de bun ca 2020. Știu că pentru mulți oameni nu a fost așa. Știu că foarte mulți au suferit pierderi ale oamenilor dragi, știu că am fost foarte limitați, dar eu am folosit acel timp într-un mod care m-a ajutat să ofer informațiile pe care le dețin multor oameni, să predau cursurile atât în Statele Unite cât și în România. Foarte mulți studenți am avut anul acesta, deci nu am de ce să mă plâng. A fost și din punct de vedere personal, relațional, din punct de vedere al întâmplărilor în familie. A fost totul foarte bine. Mi-aduc aminte perioada în care am început carantina și acea perioadă intensă în care ne-am întâlnit la fiecare final de săptămână, în fiecare sâmbătă, în care am făcut împreună meditații, ne-ați oferit foarte multe informații și ne-ați învățat cum anume putem să folosim stările de meditație, cum anume putem să folosim timpul pentru a ne cunoaște mai bine.
Este terapia prin hipnoză, terapia prin regresie, o cale de a ne descoperi pe noi înșine? Absolut. Hipnoza este de mai multe feluri, sunt mai multe stări în care poți să intri. Când ne referim la hipnoză, ar trebui să ne referim la plural mai degrabă decât la singular, iar genul de hipnoză pe care eu îl practic este hipnoza care ne ajută să ne conectăm cu subconștientul, care este un nivel superior de conștiință, și supraconștientul, care este înțelepciunea din noi, care este de fapt extensia sursei de înțelepciune, de energie pozitivă, de creație, ceea ce religia numește Dumnezeu. Deci genul acesta eu îl practic și bineînțeles că în această modalitate de conectare cu eul nostru superior, cu conștiința de spirit, unde sunt înmagazinate toate informațiile pe care le-am învățat în toate experiențele pe care le-am avut ca spirit, atunci ai posibilitatea să te înțelegi, să-ți descoperi experiențele trecute, să înțelegi experiențele care te-au șlefuit în modul în care ești astăzi, pentru că cine ești astăzi, atât ca și conștiință, cât și ca om, ești rezultatul tuturor experiențelor pe care le-ai avut vreodată ca și conștiință. Și este o călătorie extraordinară care te ajută să te scuturi de limitările pe care ți le descoperi în această viață, te scuturi de frici, de convingeri limitative, de percepții care sunt incorrecte și astfel te ridici vibrațional, te ridici pe versiunile vieții tale care sunt mult mai frumoase, în care ești mult mai sănătos, mai plin de energie, de vitalitate, mai focusat, în care lucrurile ți ies cu ușurință, reușești să atragi ceea ce îți dorești în viață, reușești să găsești oamenii potriviți, să ai experiențele pe care ți le dorești și așa mai departe. Și totuși, unii oameni rămân în acele relații dificile, acele relații care le aduc suferință și nu reușesc să vadă mai departe. Da, pentru că, în primul rând, au o relație dificilă cu ei înșiși. Relația cu noi înșine este baza existenței noastre. Dacă noi ne aflăm într-o relație de conflict cu noi înșine, în sensul că noi, ca personalitate umană, suntem în conflict cu noi ca personalitatea sufletului și ambele sau unul dintre aceste aspecte ale noastre este în conflict cu euul nostru superior, cu sinele superior, care este extensia divinității, care este partea pur pozitivă din noi, atunci, bineînțeles că vom crea și relații conflictuale cu cei din jur, vom avea experiențe neplăcute, începem să manifestăm în viață lucruri pe care nu neapărat ni le dorim, atragem oameni care să ne reflecte relația cu noi înșine. Și deci, primul pas pe care trebuie să lucrăm în terapie, orice gen de terapie facem, și bineînțeles asta învață și studenții mei în hipnoterapie, prima etapă este îmbunătățirea relației cu sinele pentru a ajunge la o stare de acceptare de sine, iubire de sine. În primul rând să înțelegi cine este sinele, cine ești tu cu adevărat, dincolo de aparența ta fizică, de imaginea ta din oglindă, să înțelegi cine ești tu cu adevărat, pentru că de fapt toate problemele vin de acolo, din identificarea cu ego-ul negativ, în loc să te identifici cu cine ești tu cu adevărat. Și bineînțeles, iertare de sine, iubire necondiționată de sine, alinierea cu convingerile eului superior, pentru a ajuta să funcționăm dintr-o stare de unitate în conștiință, nu din trei softuri diferite, conflictuale, fiecare trăgând într-o direcție diferită, că atunci nu progresăm,
stagnăm, avem tumult în interior, nu știm ce se întâmplă, de ce nu ne ies lucrurile cum dorim să ne iasă și așa mai departe. Deci primul pas este a înțelege cine suntem și să ne aliniem cu eul nostru superior și să ne dezvoltăm o relație sănătoasă, de armonie, de iubire, de respect față de sine, de a ne asculta ghidajul interior și așa mai departe. Deci această reconectare cu divinitatea, să nu lăsăm acele energii, să nu ne conectăm de fapt cu energiile negative care ne duc într-o altă vibrație. Corect. Prin conectarea cu euul superior, noi nu facem decât să ne conectăm cu divinitatea, să ne, de, cum spun eu de obicei, să ne băgăm în priză la energia pozitivă, să ne încărcăm, așa cum încărcăm toate aparatele electrice, cum ne încărcăm exact telefonul. La fel și trebuie și noi decât, să facem. Și mai mult decât atât, aș spune chiar că acel încărcător este chiar divinitatea disponibilă pentru noi non-stop. Numai exact că noi nu suntem conștienți de acest lucru. Corect, divinitatea este întotdeauna disponibilă, noi trebuie să nu o mai blocăm, să nu ne mai blocăm ghidajul spiritual, pentru că noi blocăm cu gândurile noastre negative, cu sentimentele negative pe care le perpetuăm, cu energia de vibrație joasă pe care o atragem, pentru că noi suntem ca niște magneți. Atragem energia pe care o emanăm și nu numai că o atragem, deci atragem vibrații joase când funcționăm din programe descurajatoare de gândire, dar curge și prin noi. Noi suntem niște ființe energetice prin care energia trece în continuu și dacă noi funcționăm din programe negative de gândire, pur și simplu numai că atragem vibrații din acelea joase, dar invităm acea energie să curgă prin noi și ne afectează câmpul energetic, ne perturbă funcționalitatea normală a glandelor și organelor corpului și ajungem să ne îmbolnăvim. Deci este foarte important să adoptăm gândirea pozitivă în toate situațiile, indiferent de ce fac cei din jur, cum vorbesc cu noi și așa mai departe. Deci să nu ne lăsăm atrași în dramele pe care situațiile și oamenii le creează. Să nu ne mai dramatizăm, pur și simplu să alegem să devenim persoane care nu se mai comportă deloc dramatic. Ne-am vorbit de foarte multe ori modul în care hipnoza ne poate ajuta să ne cunoaștem cu adevărat, să schimbăm gândirea într-o gândire pozitivă și să obținem rezultatele pe care le dorim în viața noastră. Sigur, hipnoza este doar o stare. Cu toții trecem prin acea stare în fiecare zi. Cea mai comună stare de hipnoză este atunci când ne uităm la televizor, când suntem așa de concentrați pe ceea ce auzim, că mintea noastră umană devine foarte tăcută și atunci recepționăm acele informații nu numai cu mintea umană, dar și cu subconștientul. Deci foarte multe informații ne pot intra în subconștient, uitându-ne la filme, ascultând muzică, la școală, când vorbesc profesorii, când ne uităm la o emisiune și așa mai departe. De asemenea, experimentăm starea de hipnoză când medităm, când ne relaxăm, când ne închidem ochii și ne întindem și suntem între starea de somn și a fi treaz. Și când ne trezim dimineața, trecem prin această stare. De foarte multe ori pe zi suntem în această stare de hipnoză. Deci este o stare naturală și ne programăm unii pe alții. De exemplu, când un părinte vorbește cu un copil mai tare, s-a supărat, țipă la copil, mintea conștientă a copilului, deci aspectului conștient cumva se sperie, subconștientul se deschide și dacă părintele vorbește într-un mod descurajator și îi spune nu ești bun de nimic, nu știi să faci și îi mai spune și alte cuvinte, îl mai face și în toate felurile,
toate acele informații intră în subconștient și copilul acela ajunge să ruleze acele programe descurajatoare de gândire și te miri de ce 90 și ceva la sută din copii ajung să nu aibă încredere în ei sau de adolescenți nu au încredere în ei, pentru că li se vorbește într-un mod descurajator și nu numai asta, dar primesc tot felul de informații și de la televizor că nu sunt suficient de bun, nu arată suficient de bine și așa mai departe, și este foarte dificil să pornești în viață cu lipsa de încredere în sine. Deci să pornești într-un conflict interior și să, în loc să fii conectat cu cine ești tu cu adevărat, ești conectat cu imaginea falsă pe care ți-ai creat-o datorită convingerilor descurajatoare, cu acel ego negativ, care de fapt reprezintă singura problemă a umanității. Suntem suflete aflate aici prin proces de învățare, prin proces de experimentare a întregii game de emoții, de la cele negative la cele pozitive. Ne-ați vorbit de foarte multe ori despre relații, ne-ați vorbit despre personalități multiple, despre suflete pereche, flăcări gemene. Ne-ați vorbit despre foarte multe teme interesante și aș vrea să vă sfătuiesc că dacă aveți întrebări să le scrieți în comentarii. În primul rând vrem să vedem câteva inimioare, să ne spuneți cum sunteți în seara aceasta. Ia să vedem. Și dacă aveți întrebări, scrieți-ne în comentarii, pe măsură ce, în funcție de timpul disponibil, o să răspundem și la întrebările voastre. Și chiar dacă nu vom reuși, veți primi răspunsul ulterior. Este o întrebare pe care am văzut-o aici și spune în felul acesta. De ce oamenii suferă atât de mult, de ce le este foarte greu să își depășească dificultățile și de ce au relații dificile? Ne-ați vorbit despre relații pe întreg parcursul anului trecut, este un domeniu, un subiect important. Da, este un subiect important cu relațiile și am decis să predau cursuri pentru îmbunătățirea relațiilor. Deci, pe lângă cursurile de formare în hipnoterapie, hipnoterapie medicală, în terapia de regresie în viața anterioare și regresia în viața dintre vieți, pe care deja le predau atât în Statele Unite cât și aici, voi începe de anul acesta predarea cursurilor pentru îmbunătățirea relației, atât cu sinele, cât și cu cei din jur, pentru persoanele care au pe cineva în viață să-și îmbunătățească relația cu persoana respectivă, iar cei care nu au pe nimeni și doresc să își găsească un partener de viață, vom face cursuri speciale, vom face workshop-uri, îi voi aduce chiar împreună pe cei care au absolvit acele cursuri, va fi foarte interesant și voi dori chiar să-i aduc împreună atât pe cei de aici cât și pe cei din Statele Unite sau din Europa, de unde am participanți la cursuri. Deci este un proiect mai mare la care lucrez actualmente și va fi foarte interesant. Acum revenind la întrebarea pe care mi-ai pus-o în primul rând, de ce oamenii suferă? Deci oamenii suferă în primul rând pentru că ei nu înțeleg ce fac cu gândurile lor și cu sentimentele pe care le perpetuează. Nu se predă pe nicăieri importanța și consecințele gândirii, importanța gândirii pozitive și consecințele gândirii descurajatoare. Doar acum, în ultimii 10-15 ani, au început să se vorbească mai mult despre faptul că tu îți creezi viața cu gândurile și convingerile pe care le ai, cu sentimentele pe care le perpetuezi, cu energia pe care o creezi. Și
bineînțeles că dacă sunt oameni care își folosesc mintea în dezavantajul lor și funcționează din programe descurajatoare de gândire atât la nivel conștient cât și la nivel subconștient, aici este secretul că aparent un om poate să fie pozitiv, un om obișnuit, care să nu aibă intenții rele, să nu facă rău la nimeni și totuși este într-o suferință cumplită, de ce? Sau să aibă o grămadă de afecțiuni, de ce? Pentru că la nivel subconștient se întâmplă lucruri de care noi nu suntem conștienți și acel nivel de existență al nostru trebuie explorat pentru a ne înțelege pe noi, pentru a ne rezolva acele traume care duc la a ține cu noi tot felul de frici și blocaje și vibrații care nu ne reprezintă, care se manifestă fizic prin afecțiuni sau la nivel emoțional prin durere, suferință, prin tot felul de conflicte și așa mai departe. Deci acesta este motivul pentru care oamenii suferă și, bineînțeles, conștiințele, spiritele își creează viața înainte de încarnare și decid ce gen de viață ar dori să aibă. Bineînțeles că ele nu decid neapărat să sufere, decid să treacă prin diverse situații pe care le poți interpreta în mai multe feluri, te poți vedea ca și creator al vieții tale, să stai detașat de drame, să faci tot ce poți mai bine, să stai pozitiv, conectat cu energia pozitivă și treci foarte bine prin acele situații, sau te poți vedea ca o victimă, ca și cum toată lumea e împotriva ta, universul e împotriva ta, divinitatea a uitat de tine și așa mai departe, tot felul de idei de acest gen, și să ai numai dificultăți și să nu mai reușești să ajungi la liman, metaforic vorbind. Deci, este totul legat de convingerile noastre, de perspectiva pe care alegem să o avem și de atitudinea noastră. Nu s-a predat nicăieri gândirea pozitivă pe vremea când eram eu în facultate. Acum a început să existe și psihologia pozitivă, dar a înțelege ce înseamnă gândirea pozitivă este esențial, pentru că observ și în Statele Unite și chiar și în California cât de multe ori sunt niște interpretări foarte greșite și, de fapt, gândirea pozitivă nu este înțeleasă și este folosită într-un mod care este în dezavantajul nostru. Această mentalitate de victimă face foarte mare rău oamenilor care o adoptă. Deci este foarte important să nu ne mai considerăm victimele circumstanțelor, victimele oamenilor și așa mai departe, să realizăm că noi, într-un fel, suntem centrul universului nostru care atrage, noi suntem acel centru energetic care și magnetic, deci electromagnetic, care atrage, care creează energie, prin care curge energie, iar toți ceilalți sunt doar toți oamenii din viața noastră sunt versiuni ale lor de care noi avem nevoie în viața noastră pentru a ne reflecta anumite aspecte ale noastre care fie sunt foarte frumoase, fie sunt de rezolvat. Niște lucruri pe care trebuie să le învățăm de la unii, pe care trebuie să le rezolvăm în ceea ce îi privește pe alții. Deci sunt relații karmice pe care trebuie să le rezolvăm, sunt relații de genul suflet-pereche, sunt relații de genul suflete-gemene, sunt relații de profesor-elev, sunt relații din care putem să învățăm foarte multe și așa mai departe. Deci este foarte important să privim dincolo de aparențele umane și să îi respectăm pe toți oamenii, indiferent de cum se comportă ei, că în spatele acelui ego negativ pe care unii de multe ori îl manifestă, ei sunt tot extensii ale divinității.
Sunt oameni care au adoptat această gândire negativă, descurajatoare, foarte critică, foarte superioară, deci cu atitudinea aceea de superioritate, cu care de fapt intră în conflict cu sufletele lor. Sufletele lor se străduiesc să-i ajute să se realinieze și dacă noi avem respect și iubire necondiționată față de acea persoană, putem de fapt să ajutăm sufletele lor. De multe ori trebuie să le punem ego acela negativ la punct pentru a învăța niște lecții și acest lucru trebuie făcut, dar totuși nu într-un mod negativ care să ne facă pe noi să ne deschidem la energia negativă, deci în niciun caz, ci pe noi să rămânem pe o stare de pozitivitate, să nu luăm nimic personal când o persoană vorbește în modul în care vorbește, să nu ne bazăm pe părerile altora, să fim foarte clari în ceea ce privește identitatea noastră adevărată și dacă putem să ajutăm pe cineva așa încât persoana respectivă să crească, este minunat, dar să nu ajungem în extrema cealaltă de a ajuta atât de mult încât ajungem să-i handicapăm, ca să spun așa, și să le luăm lecțiile și în loc să învățăm pe ei să se descurce, să le dăm noi totul și atunci n-au învățat de fapt nimic și se complac în situația în care sunt. Deci sunt niște aspecte care trebuie luate în considerare și, după cum am spus, gândirea pozitivă este un pic diferită de ce credem noi că este de fapt. Văd aici foarte multe comentarii, foarte multe mesaje. Am notat câteva din întrebările adresate și vreau să vă întreb una dintre aceste Sigur. Întrebări. Cineva a scris: dacă ai avut un partener de viață pe care l-ai iubit și acesta a decedat, după care îți găsești o altă relație de iubire, când te întorci în realitatea ultimă după moarte, cu cine vei fi acolo? Cu cel pe care l-ai iubit cel mai mult? Sau? Da, este o întrebare foarte interesantă și bănuiesc că este cazul multor oameni. Da, și după moartea fizică, sufletele se întorc în lumină, în realitatea ultimă, în acel rai descris de religie, dar după ce trec prin acea evaluare a vieții pe care au trăit-o și se decide ce urmează să facă, deci trec prin acea judecată de apoi descrisă de religie, care este mai degrabă o evaluare decât o judecată, prima intrare, primul loc unde merg după ce intră în realitatea ultimă, deci în raiul descris de religie, este la arborele vieții, unde ei își lasă toate amintirile și toată identitatea lor din viața respectivă și își lasă toată acea energie la arborele vieții, unde își lasă după fiecare viață toate acele memorii, toate acele informații și redevin eul lor superior, deci redevin imparțial din acel punct de vedere. Deci nu mai sunt conectați într-un mod special cu un partener de viață sau cu alt partener de viață și îi privesc pe toți prin ochii iubirii necondiționate și o să aibă același gen de iubire pentru absolut toți, atât pentru ambii parteneri, cât și pentru toate sufletele cu care s-au întâlnit în această viață, precum și toate sufletele din realitatea ultimă. Deci este irelevant într-un fel. Dar, este o întrebare pur pământeană. Dar, da, și este de înțeles să avem astfel de întrebări și eu am avut milioane de întrebări la început și acum am o grămadă de întrebări, dar, pe de altă parte, sufletele, în funcție de nivelul lor vibrațional, în funcție de vibrația pe care o au, deci vibrează undeva mai sus sau mai jos, ajung să fie împreună cele care vibrează pe același nivel.
toate acele suflete care vibrează pe același nivel sunt suflete pereche și ele vor fi împreună, deci într-un fel, de fapt, tu mergi și vei sta, mergi și ești pe același nivel cu sufletele tale pereche. Dacă unul dintre parteneri a fost sufletul tău pereche, atunci, într-adevăr, vei fi cu sufletul acela pereche și celelalte suflete, depinde câte sunt. Cu cât ești mai înalt vibrațional, cu atât mai puține suflete pereche ai în realitatea ultimă. Sufletele de genul Iisus sau Krishna sau Buddha, de fapt, nu mai au suflete pereche, ei reprezintă întreaga vibrație. Ei, de fapt, sunt deja parte din Alfa și Omega, din ceea ce reprezintă divinitatea în totalitate. Da, este o întrebare foarte interesantă. Revenind la Iisus, un spirit evoluat, dar și ființă umană, a lăsat învățături care sunt valabile și în ziua de astăzi. Corect. Sunt lecții pe care atunci când le-a predicat însemnau poate ceva neclar. Oamenii nu aveau idee ce înseamnă să te iubești necondiționat, să te iubești, să-ți iubești aproapele, așa cum spunea Iisus, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, sau să ai credință. Foarte interesant. Da, Iisus continuă să trăiască în acea viață. Fiecare viață pe care ai trăit-o se continuă la infinit. Odată ce ai trecut cu lumina ta printr-o viață, ești ca un râu. Râul acela continuă să curgă prin acea viață la infinit. Chiar dacă el s-a unit, deci chiar dacă el face parte din Alfa și Omega, deci din divinitatea în totalitatea ei, pentru că el este pe nivelul acela vibrațional la care se putea uni cu sursa, dar a rămas pe nivelul sursei pentru a se putea încarna cu toată energia lui dacă dorește. Deci el continuă să trăiască în acea viață, dar el continuă să trăiască în toate viețile pe care le-a avut și cu siguranță că Iisus și sufletele foarte evoluate au avut un număr aproape de infinitate de existențe și ei continuă să trăiască vieți, continuă să se încarneze, doar că umanitatea nu îi recunoaște. Deci, de exemplu, dacă Iisus se încarnează, nu îl recunoaște neapărat, pentru că nu vine în aceeași formă, în același corp sau da, exact, pe care noi l-am recunoaște ca fiind Iisus. Ei se încarnează tot timpul. Se încarnează tot timpul, dar aleg să aibă viețile pe care doresc ei să le aibă. Uneori ies mai în față, alteori stau un pic mai în background, un pic mai în spatele reflectoarelor, ca să spun așa, dar la nivel subconștient, la nivel energetic, prezența lor este foarte bine simțită și își fac treaba cumva din culise. Dacă aleg să fac acel lucru, dacă aleg să aibă o viață așa cum a avut Iisus și cu un impact atât de mare asupra umanității și atât de vizibil, că de multe ori au impact extraordinar de mare, dar nu-l vedem la nivel fizic. Sunt oameni care au un aport extraordinar la nivel de suflet asupra acestei planete și uman nici nu ai spune că ar face ceva deosebit. Deci aparențele înșală de foarte multe ori și este destul de greu de la nivel uman să percepi toată amploarea ceea ce se întâmplă la nivel energetic, exact, la nivel subconștient și la nivelul realității ultime, pentru că mintea noastră umană și simțurile acestea, aperturile în realitatea aceasta fizică pe care le avem de la nivel subconștient, sunt limitate. Și totuși persoanele cu abilități extrasenzoriale, persoanele dotate cu anumite daruri, pot să vadă mai mult în câmpul energetic, pot percepe acea aură, acea lumină specifică sufletelor foarte evoluate.
Da, exact. Sunt persoane care au abilități foarte frumoase, sunt pacienți de-ai mei care au abilități și de aceea am și scris această carte, o vedeți aici, acasă la Arborele Vieții, pentru a descrie unii dintre acești pacienți. Intenționez să scriu și următoarele cărți unde veți primi și mai multe informații extraordinare pe care nu prea le-am întâlnit în alte cărți. Abia așteptăm. Unii dintre studenți de asemenea au abilități foarte frumoase. Este, de exemplu, o studentă din Statele Unite care este psychic medium, deci intră într-o stare de hipnoză și dă niște răspunsuri extraordinare și am văzut la curs, spunându-le la toți, de la cu toți participanții la curs, informații mi-au spus ca feedback, mi-au dat feedback-ul că este extraordinară pentru că dă niște detalii foarte la obiect și foarte exacte pe care ea nu are de unde să le știe. Deci sunt oameni care de fapt se conectează cu sursa, cu ghizilor spiritual, cu eul lor superior foarte bine și pot să ofere acest gen de informații. Sunt oameni care au talente și abilități în alte domenii, sunt abilități pe care ei au lucrat viață de viață. De exemplu, Mia, eroina cărții, îți intră atât de adânc în hipnoză, se conectează cu ghizii spiritual, cu maestrii spiritual, cu sursa, reușesc să vină prin ea, deci reușește divinitatea să vină prin ea actualmente cu foarte mare ușurință, iar altul care își dorește acest lucru poate practica o viață întreagă și să nu ajungă la acel nivel, pentru că aceste talente sunt dezvoltate prin foarte multe vieți de practică. Și putem să le descoperim prin terapia, prin regresie. Și asta putem să le descoperim sau pur și simplu aceste talente ies la iveală. Unii sunt foarte buni la pictură, alții au o predilecție pentru știință. De exemplu, există un singur Nicolae Tesla. El avea niște abilități extraordinare, o abilitate extraordinară de a se conecta cu înțelepciunea universală, cu divinitatea, cu lumina. Vorbea despre lumină foarte des. Spunea că el descarcă informații de acolo, că nu de la el vin, că el este doar un receptor pentru acele informații, că este o sursă de informații de unde și ia el toate acele informații. Avea abilitatea să călătorească în alte dimensiuni, să vadă în detaliu acele motoare, nu? El le vedea inițial în mintea lui și le descria apoi. Sunt oameni care au abilități. Mendeleev, la fel, a făcut într-o singură noapte, s-a conectat, a descris tabloul elementelor, a descris și ele, proprietățile ale elementelor care nici măcar nu erau descoperite de noi și nici măcar nu aveau nume încă, dar el le-a descris proprietățile. Deci Einstein, la fel, avea acele viziuni de unde, cu ajutorul cărora a reușit el să creeze teoria relativității. Ei sunt suflete foarte evoluate, care asta fac sufletele, asta practică, conexiunea cu divinitatea. Unii o aduc sub formă de talente artistice, alții o aduc sub formă de foarte conectați în ceea ce privește știința, alții în ceea ce privește spiritualitatea, alții în ceea ce privește religia și așa mai departe. Toate acestea sunt ramuri ale aceluiași copac. Nu? Mi-aduc aminte că ne-ați spus cazul unei femei acum, da. Cred că în vară, ne-a spus cazul unei femei care a devenit degustător de vinuri, că avea acea pasiune. Da, exact, și a descoperit acel talent, o doamnă tânără, o tânără, când m-am uitat la ea, eu am crezut că are sub 20 de ani, ea avea aproape, cred că avea 30 sau 30 și ceva de ani. Deci sunt persoane din Asia la care este foarte greu să le dai o vârstă, foarte greu. Și ea și-a descoperit această atracție ca să devină sommelier, să deguste vinurile. Când gusta din vin, era transportată într-o altă realitate, avea niște senzații, niște trăiri extraordinare, viziuni și nu înțelegea de ce se întâmplă acest lucru.
Și bineînțeles că nu era o profesie pe care să o accepte părinții sau familia. Ea de fapt avea o altă profesie, nu mai știu exact, era economistă sau așa ceva, nu mai știu exact, sau contabilă, sau în orice caz o profesie foarte serioasă, în niciun caz legată de restaurante. Și până la urmă și-a descoperit viața sau viețile anterioare în care fusese proprietar de podgorii renumite din Franța și din Italia. Și da, de aceea ea era așa de cunoscătoare. Deci imediat era extraordinar de talentată ca sommelier. Și acum lucrează în Beverly Hills ca sommelier, a luat acele trepte, examene și așa mai departe. Deci este important să urmăm glasul inimii, nu acea voce care ne călăuzește către interior, către potențialul nostru. Da, sunt oameni care intuitiv știu cine sunt. Intuitiv știu ce viață au trăit sau cine au fost în altă viață. Sau sunt oameni care au deja vuri și sau momente în care merg într-un anume loc și deodată au o viziune în care realizează că au mai fost acolo și că de fapt au venit, erau soldați, se întorceau pe cal la familie, la copii și vedeau experiențele acelea din vremurile antice. Deci foarte, foarte interesant. Exact. Da, suntem mult mai complexi decât realizăm. Suntem niște ființe interdimensionale. De fapt, dacă ai vedea în jurul tău toate personalitățile tale, dacă ai putea să le vezi pe toate, ar fi extraordinar. Astăzi chiar mi-a spus cineva că este un domn care tot așa este psychic medium și medium și spune că el și-a văzut toate viețile și că el le știe pe toate. Interesantă abilitate, mai rar auzi de astfel de oameni, nu știu personal, nu știu nici personal și am auzit, mi se pare că am auzit acel nume, dar nu am documentat să văd exact cine este, dar mai era și doamna aceea din Rusia de care cred că am vorbit, da. Natalia Beketova, care și ea avea abilitatea de a-și explora singură viețile anterioare. Deci sunt unii oameni care singuri intră în această stare și avea abilitatea să facă channeling, deci să lase să vină prin ea versiunile ei din alte vieți și să vorbească în limbile respective. Deci este abilitatea de channeling, de canalizare a unei alte, a unui alt aspect al conștiinței tale sau a unei alte conștiințe. Deci poți să faci channeling la un alt suflet, la ghizi spiritual, la divinitate sau la eul tău dintr-o altă existență sau eul altui suflet dintr-o altă existență. Este destul de complex procesul acesta de canalizare a informațiilor sau de a lăsa un alt suflet să vină prin tine. Este foarte des întâlnit în Los Angeles. Cred că pentru România nu este un proces foarte cunoscut, dar, în schimb, în Los Angeles sunt foarte mulți care fac channeling de zeci de ani și deci lumea este obișnuită acolo cu astfel de persoane care au această abilitate, nu mai este nimic extraordinar, pentru că sunt foarte mulți și au fost la ședințe, au văzut procesul, deci nu mai este nimic neobișnuit. În schimb, pentru noi, pentru România, cel mai bun model și pentru întreaga lume, de fapt, model de channeling pur este Isus, de fapt, pentru că El lăsa energia divină, divinitatea însuși, să vorbească prin El. Deci, da, de multe ori, în starea aceea de conectare cu sursa pe care o numim noi transă hipnotică, deci conectare cu sursa, Isus intra automat, nu se vedea probabil nimic, nu-și dădeau seama oamenii că deodată vorbește Iisus și deodată vorbește divinitatea. Probabil că nici nu-și dădeau seama când se producea această schimbare și ei de fapt vorbeau direct cu Dumnezeu și toate acele lucruri pe care le împărtășea erau exact venite direct de la divinitate. Este, da, o proprietate.
Da, este o proprietate a conștiinței noastre. Deci această abilitate de channeling este ceva absolut normal, este o abilitate pe care conștiința noastră o are, doar că trebuie făcută într-un mod în siguranță, în sensul că poți să faci channeling la orice, inclusiv la energiile de vibrație joasă, dacă ești pe o vibrație joasă. În general, faci channeling la sufletele, dacă e să faci channeling la alt suflet, faci channeling la suflete care sunt aproape de vibrația ta sau la ghizii tăi spiritual. Dar dacă tu, chiar dacă ești suflet evoluat, te lași, lași gândurile negative să te domine, adopți gândirea negativă, poți foarte bine să faci channeling la tot felul de energie de vibrație joasă. Și există posibilitatea de a distinge cine sunt acele suflete și după informațiile pe care le furnizează, pentru că energiile de vibrație înaltă furnizează un anumit gen de informații și energiile de vibrație joasă alt gen de informații, și la cursurile noastre noi învățăm să distingem, să facem deosebirea. Și sunt oameni care literalmente îți vin și intră automat în această stare. N-au avut niciodată nicio ședință de hipnoză, nimic, dar ei intră, poate chiar intră de ani de zile în această stare, și ca să poți să-i ajuți într-un mod pozitiv, atunci trebuie să știi toate aceste detalii pe care noi le învățăm la curs. Apropo de cursuri, când va avea loc următorul curs? Am programat deja trei cursuri de formare în hipnoterapie pentru dezvoltare personală, hipnoterapie medicală și hipnoterapie spirituală. Am programat primul la Brașov, începând în ianuarie, în data de 21 până în 25, și modulul 3, deci acela e modulul 2, și modulul 3 în februarie, între 11 și 15 februarie, iar modulul 1 se studiază online. De la înscrierea la curs, participanții primesc parola, intră pe modulul online care este deja înregistrat, conține întregul material al cursului, este sub formă video și sub formă PDF. De fapt, studenții primesc și manualele și de asemenea sunt ședințe ca să aibă o idee deja înainte să vină la curs, și când vin la curs trecem din nou prin materie și ne apucăm să practicăm. Deci este foarte hands-on, ca să zic așa, este un curs în care se practică foarte mult, așa încât la finalul cursului să știm cum să ne descurcăm. De asemenea, am programat pentru București cursul, modulul 2 va fi între 18 și 22 februarie și modulul 3 între 11 și 15 martie 2021. Și de asemenea am programat în Târgu Mureș, în vară, curs va începe modulul 2 între 17 și 21 iunie, deci va fi între 17 și 21 iunie, și modulul 3 între 8 și 12 iulie. Este posibil să mai predau și între timp, vom vedea, mai am și de predat la americani, sau, mă rog, în limba engleză, pentru că, de fapt, nu vin doar americani la curs, vin studenți și din Europa, și din Australia, și din Noua Zeelandă. Am studenți de peste tot din lume. Și, de asemenea, pentru cei care deja au absolvit cursurile noastre, vom avea întrunire anuală de educație continuă. Și continuăm să ne pregătim. Deci cursul este în fiecare an adus la nivele tot mai înalte, cu tot mai multe detalii și studii de caz. Și avem o comunitate foarte frumoasă, facem întruniri. Chiar am avut ieri pe Zoom, a fost întrunire, a fost foarte frumoasă, ne-am cunoscut unii pe alții și s-au adunat mulți din aceste generații și facem și excursii. Va fi foarte, este foarte interesant să ai o comunitate atât de strânsă, și ce este benefic de asemenea
că indiferent ce probleme ai, ai o întreagă comunitate și sunt foarte mulți psihologi, între foștii mei studenți sunt foarte mulți medici, sunt terapeuți care au făcut și coach, care au făcut o grămadă de cursuri și de dezvoltare personală și din vindecări, theta healing și așa mai departe, care vor fi acolo pentru tine indiferent ce se va întâmpla și vor fi dispuși să lucreze cu tine și sunt oameni de încredere care știi ce fel de tehnici folosesc și este extraordinar să ai acces pentru tot restul vieții tale la un astfel de grup de oameni deosebiți și cu abilități foarte frumoase. Pentru cei care doresc să se înscrie la curs, avem o surpriză. Dr. Elena Gabor oferă un preț special, o reducere pentru cei care urmăresc această emisiune. Vă oferim un cod cu ajutorul căruia puteți să beneficiați de acest preț special. Notați-vă, codul acesta este Arborele Vieții și vă sfătuiesc să optați pentru a face un asemenea curs. Este o profesie frumoasă, o profesie care poate fi făcută de oriunde din lumea aceasta, doar să ai conexiune bună la internet. În timpurile acestea în care nu se știe dacă mai putem să ieșim, dacă putem să ne mai întâlnim, terapiile și sesiunile online sunt cele mai bune. Sunt foarte benefice și este o profesie de viitor, exact, care îți aduce un venit extraordinar de bun. Deci cu investiția pe care eu o cer pentru cursuri este undeva la 20% de fapt din prețul adevărat al cursului. Cursul în Statele Unite ar costa peste $16,000 cu siguranță, dar și acolo și aici am făcut și mai mare reducere ca să oamenii din România să-și permită și în Statele Unite și acolo am făcut reducere să-și permită, pentru că ideea este nu a te îmbogăți, că nu de aceea faci lucrul acesta, este de a ajuta oamenii să înțeleagă și să învețe în primul rând pentru ei cum să își trăiască viața așa încât să se bucure de ceea ce își doresc atât la nivel uman, dar și sufletele lor să plece satisfăcute că și-au îndeplinit țelul vieții și că au crescut și au evoluat, nu au venit degeaba în această realitate sau nu și-au extenuat energia și ajung în realitatea ultimă pe un nivel mai jos decât au plecat, pe un nivel vibrațional mai scăzut. Deci acestea sunt de fapt lucrurile importante în viață. Important în viață nu este să-ți aduni zeci de diplome ca să-ți crească ego-ul negativ cât mai mult sau să acumulezi proprietăți, case, mașini, haine, colecții întregi de tot felul de lucruri, doar așa ca să-ți satisfaci ego-ul uman. Nu o să te satisfacă pe termen lung și este de fapt o extenuare a energiei pe care o ai, energie pe care ai putea să o investești în lucruri care ajută atât pe alți oameni cât și pe tine ca și conștiință. Iar în această perioadă de pandemie am foarte mulți studenți care au ajutat foarte, foști studenți, actuali hipnoterapeuți, care au ajutat foarte mulți oameni. Și ce am observat aseară, pentru că fiecare s-a prezentat și a vorbit despre ce au realizat de când au terminat cursul, am observat că unii dintre ei se specializează pe o anumită nișă. Este acea doamnă din sudul țării de care v-am vorbit, cred că și anterior, o doamnă lucrează foarte mult pe pacienții de cancer și are niște rezultate, deci este incredibil. Am rugat-o să le documenteze. Acele rezultate sunt de mers la congrese cu ele, deci are deja vindecări de cancere de stadiu 4 și are vreo 8. Deci nu că e o întâmplare, ok, ai un pacient, ai reușit cumva, omul respectiv că a avut niște talente și niște abilități, a reușit să vindece, ai unul. Dar este un lucru pe care îl tot repeți, asta înseamnă că
tu faci ceva extraordinar. Îi ajuți într-un mod special pe oamenii aceia. Deci este surprinzător, iar doamna aceea lucrează cu un medic care îi confirmă rezultatele, deci nu este numai cineva care spune tot felul de lucruri așa, fără sens. De asemenea, sunt alții care se specializează, de exemplu, pe partea de final a vieții, oamenii care sunt aproape de momentul morții ca să-și rezolve sentimentele față de ce s-a întâmplat, să plece în păcat, să plece, să-și găsească drumul spre lumină, să practice conexiunea cu lumina. Știți? Deci este foarte interesant. Sunt alții care se specializează doar pe regresii în vieți anterioare, că doar regresiile le plac. Sunt alții care, dimpotrivă, nu fac partea spirituală, ci fac, de exemplu, psihiatrii care au fost la mine la curs, se ocupă de optimizarea gândirii pentru depășirea anxietății, depresiei, pentru alte afecțiuni, chiar și afecțiunile psihice mai severe. Deci există fiecare pe specialitatea lui. Sunt medici de familie care lucrează cu pacienți pe diverse afecțiuni. Stomatologi care folosesc hipnoza în stomatologie pentru anestezie, pentru tot felul de frici, de ace, de medic, de anghiții, au probleme de respirație când li se iau amprentele și așa mai departe. Deci fiecare om observ că se îndreaptă către anumite, fiecare fost student se îndreaptă către anumite teritorii. Wow, este minunat! Da, este o medicină a viitorului. Eu așa consider că medicina viitorului se va îndrepta, se va îndepărta de folosirea în masă a medicamentelor, vor fi folosite numai chiar când este nevoie și se va ajunge către o vindecare din interior, către a-ți rezolva problemele, traumele, gândirea, lucrurile acestea, conexiunea cu energia pozitivă, care vor rezolva multe din problemele pe care le ai. Bineînțeles, întotdeauna vom avea nevoie și de specialități de genul chirurgie, ortopedie și așa mai departe, dar eu consider că în viitor vom folosi tot mai puține medicamente. Wow, acesta este minunat! Ia să vedem comentariile voastre. Vă mulțumim pentru mesaje, pentru aprecieri. Am o altă întrebare notată aici. Da. Cineva întreabă de ce visăm sau de ce are vise cu personaje celebre. Cum se poate face? Cu multe personaje celebre sau cu anume personaje? A visat de-a lungul timpului diferite personaje cu care nu are absolut nicio legătură, dar sunt foarte cunoscute. Erau oare din aceeași perioadă de timp sau din perioade diferite? Din aceeași perioadă de timp? Din aceeași perioadă de timp. De exemplu, actori, președinții de stat, muzicieni. Din aceeași perioadă de timp? Se referă la personalități actuale? Da. Din viața actuală sau din trecut, din istorie? Din viața aceasta. Din viața aceasta? Care trăiesc. Probabil că la nivel uman este foarte fascinată de anumite personalități. Și atunci, la nivel noaptea, când sufletul ei se extinde, fiind concentrat atât de tare pe personalității respective sau fiind atrasă de viața lor sau de ce fac, atunci probabil că sufletele lor se conectează noaptea cu ele. Este foarte posibil. Sau dacă sunt doar anumite personalități care au legătură la nivel de suflet cu acele persoane. Dacă, de exemplu, toată ziua te uiți la anumite emisiuni cu anumite personaje, de exemplu cu anumiți actori sau cu anumite personalități din politică, este normal ca noaptea să rămâi concentrat pe acele persoane și să le mai și visezi, nu? Da, ne-ați vorbit de foarte multe ori cât de important este ca înainte de a dormi să ne creăm această stare de vibrație frumoasă, această stare plăcută și să ne conectăm cu lumina aurie, cu divinitatea. Să ne concentrăm, da, pe lumina aurie, să ne imaginăm că
de exemplu, suntem pe o plajă și că soarele ne inundă și prin această experiență, prin această concentrare pe, pe lumina aurie, noi la nivel de suflet ne extindem de fapt din corp, că asta fac sufletele noastre oricum, ne extindem din corp și intrăm în lumina care reprezintă energia care înconjoară realitatea ultimă, prin care sufletele trec, sunt purificate și doar în starea pură intră în realitatea ultimă, de fapt unde ar trebui să ne întoarcem cu toții acasă. În fiecare noapte, sufletele se extind din corp și în momentul în care s-au extins, noi adormim, noi nu mai știm ce se întâmplă, intrăm în starea de conștientizare de la nivel subconștient, conștiința noastră nu doarme niciodată și sufletele își continuă activitatea. Se întorc în realitatea ultimă, fac acel duș în lumină, ca și noi la nivel uman trebuie să facem duș măcar o dată pe zi, așa fac sufletele, sau ar trebui să facă, se întorc în realitatea ultimă, lumina e ca un duș care le curăță, încarcă sufletele, le purifică, după care intră, se întorc acasă. Ăsta este locul în care ar trebui cu toții să ne ducem. Dar foarte multe suflete se încarcă cu gânduri negative, cu sentimente negative, cu energie negativă și gândirea le este afectată de vibrațiile joase și de multe ori pierde acele informații și nu mai merg unde ar trebui să meargă și fie rămân în realitatea aceasta duală în care ne aflăm, fie merg în alte realități, fie coboară vibrațional datorită încărcăturilor și mai ajung și prin alte dimensiuni și au vise neplăcute sau chiar coșmaruri, ajung să fie afectați de acele vibrații, de multe ori își extenuează energia, se întorc în corp și dimineața se trezesc tot obosiți sau chiar mai obosiți decât atunci când au mers la culcare. Asta este motivul. Încărcarea energetică noaptea este esențială și este reflectată în modul în care ne simțim dimineața și în timpul zilei. Deci este de aceea dormim în primul rând, ca sufletele să aibă abilitatea să aibă posibilitatea să se curețe de ce au acumulat în timpul zilei și să se încarce cu energie. Suntem ființe energetice, nu putem funcționa fără energie și dacă ne extenuăm energia, corpul nostru fizic ne va da semnele respective și mesajele respective și atunci începem să dezvoltăm tot felul de afecțiuni. Suntem acum într-un moment important, suntem la început de an și poate că cu atât mai mult este necesar să învățăm să ne auto-observăm, să ne controlăm emoțiile, gândurile, să ne setăm pentru vibrații pozitive și să avem acele obiective frumoase în viața noastră. Corect, da, fiecare început de an poate să fie un moment în care să decidem să adoptăm gândirea pozitivă, să ne aliniem tot mai profund cu dorințele sufletului nostru, că de fapt acelea sunt dorințele adevărate. Noi la nivel uman de multe ori avem dorințe care reflectă ego-ul acesta negativ pe care noi ni le-am creat, care ne creează toate problemele. Deci trebuie să ne uităm ce dorințe avem. Sunt dorințele mele în aliniere cu eu-ul meu superior? Sunt dorințe care mă ridică vibrațional sau sunt dorințe care mă coboară vibrațional? Aleg să mă înconjor de oameni care mă extenuează energetic? Că dacă te extenuează energetic, atunci nu mai poți să-ți îndeplinești țelurile pentru care ai venit. Sunt oameni în jurul meu care au nevoie de un ajutor și un suport, dar care să nu mă afecteze pe mine într-un mod negativ? Perfect, atunci îi dau. Dar dacă oamenii din jurul meu în continuu nu vor să înțeleagă ce trebuie să facă și în continuu te trag în jos, atunci este momentul să iei niște decizii, să fii alături de cei care sunt pe vibrația ta sau pe vibrație mai înaltă, care te încarcă, care te ridică.
decât să fii tras în jos. În plus față de asta, ce poți să decizi? Să-ți optimizezi gândirea, să meditezi, să decizi să meditezi, să aloci timp în zi de zi, jumătate de oră, sau când mergi la culcare, când oricum mergi la culcare, poți să adormi cu o înregistrare din aceasta care să-ți ghideze sufletul să meargă la lumină, iar eu am postat pe canalele mele de YouTube astfel de înregistrări, acelea meditații ghidate pentru îmbunătățirea calității somnului. Eu merg la culcare în fiecare seară cu înregistrări să mă ghideze la lumină, ca să fiu sigură că ajung acolo, că nu știi niciodată ce atragi, ce fel de vibrații sunt în jurul tău, mai ales că lucrezi cu o grămadă de oameni, exact. Mai ales că intri în contact cu mulți oameni, și de aceea este foarte important pentru mine să-mi ajut sufletul să ajungă în energia pozitivă, noapte de noapte, și sufletul meu acolo știe ce trebuie să facă, eu la nivel uman nu trebuie să mă îngrijorez. Doar atât, să stau liniștită, să închid ochii, să-mi imaginez lumina aurie și să adorm cu înregistrarea. Pe lângă asta ne putem seta țelurile noastre pentru anul acesta. Dacă da. Vrei să îți îmbunătățești profesia, trebuie să te gândești, ok, ce pași pot să fac eu ca eu să ajung în un punct mai bun decât am ajuns până acum, sau să progresez în profesia mea. Este profesia mea ceea ce îmi doresc. Dacă nu este, în loc să mă plâng toată ziua cât de rău este și ce groaznic este, să văd dacă pot să fac ceva în direcția aceasta. Poate să-mi caut altă profesie, poate să-mi deschid un business, poate să fac un curs, poate să fac ceva despre asta, nu să mă tot consider o victimă. Altceva ce pot face. Ia să văd cum îmi direcționez energia mea către ce doresc eu să obțin, țelurile mele. Cum pot să-i ajut pe alți oameni. Da. Să-ți faci un fel de vision board, un fel de setare, ce lucruri benefice poți să faci anul acesta, care să-ți aducă ție împlinire și mulțumire și fericire și să te ajute să progresezi, să-ți deschidă alte uși, alte universuri, conexiuni mult mai înalte care să te ridice și să te ajute să-ți îndeplinești și să satisfaci nevoile și dorințele sufletului tău, că de fapt tu ca suflet ai venit pe pământul acesta pentru a crește și evolua, pentru că sufletul este partea ta eternă, nemuritoare. Umani suntem doar în tranziție, suntem ființe care a căror personalitate se va stinge după finalul acestei vieți. Deci personalitatea noastră este temporară, la nivel uman cea eternă este personalitatea sufletului și eului superior. Este important să avem o viziune a ceea ce dorim să realizăm în viața noastră și să avem răbdare, să avem credință. Foarte frumos spun americanii, walk by faith, not by sight. Adică să pășim cu credință și cu concentrați asupra ceea ce dorim să realizăm în viața noastră. Ce este important de avut în vedere atunci când privim către viața noastră și către momentul în care poate va trebui să plecăm de aici? Este foarte important să învățăm lecțiile experiențelor prin care am trecut. Pentru și că nu știm că le-am învățat. Aici trebuie să ne deschidem un pic, să mai citim un pic, să mai ascultăm un pic, poate să mai mergi la niște cursuri, poate să mai asculți cei care sunt pe cei care sunt specializați în aceste domenii. Și de asemenea, viața ta îți dă feedback. Dacă, de exemplu, cum povesteam și înainte, ești tot în același gen de relații, fiecare persoană cu care ești îți reflectă aceleași lucruri, are aceeași atitudine față de tine și tu te comporți la fel în toate relațiile, este clar că nu ți-ai învățat lecțiile. Este clar că funcționezi din aceleași tipare. Și deși tu tot cauți altă persoană și altă persoană și sper că lasă că de data asta o să fie bine, dacă tu nu ai lucrat pe optimizarea gândirii, dacă tu nu ai permis sufletului tău să-și găsească
să se înțeleagă sau pe tine să te înțelegi pe tine însuți, poate niște regresii să-ți arate de ce ai acele relații karmice, de ce ți se repetă acele relații, ce trebuie să faci, atunci degeaba tot sper tu că o să fie mai bine, că tot la fel o să fie. Deci oamenii care chiar nu lucrează deloc pe ei, deși par a fi oameni pozitivi, o să trăiască exact aceleași lucruri și vii de multe ori cu niște experiențe din alte vieți, cu niște teme, de exemplu tema trădării. Tu dacă pur și simplu nu ai explorat acele vieți să le înțelegi și să-ți ajuți sufletul să se scuture de convingerile acelea pe care le-ai extras din acele existențe care le afectează într-un mod negativ, tu vei tot retrăi tema trădării și te va trăda fiecare partener într-un mod sau altul, sau alți oameni din jurul tău vor face în acest mod, până când vei realiza că tu trebuie să adresezi acel lucru. Sunt unii oameni care pur și simplu nu sunt, poate sunt oarecum sau într-o anumită măsură, să spunem spiritual sau deschiși, dar când să lucreze, gata, blochează totul. Deci nu e suficient numai să zici, da, eu cred chestiile acestea. Nu e suficient. Trebuie să și facem, să lucrăm pe noi și, bineînțeles, ne optimizăm gândirea, să realizăm, să ne uităm la atitudinea noastră, să ne uităm, ok, cum reacționez eu în situația aceasta? Este ok să reacționez așa? Sau de ce toată lumea se comportă la fel și mă aduc tot în situația aceasta? Exact. Oare nu eu sunt punctul comun în toate acele situații? Oamenii sunt diferiți, tot eu sunt la fel și tot eu pățesc același lucru. Oare nu trebuie să descoper ceva? Deci este foarte important numai să ne placă aceste informații, să ne placă să le auzim, dar să și lucrăm pe noi pentru ca să ajungem unde dorim în această viață. Să știm ce să căutăm. Să știm cum să citim semnele, de exemplu, în relații, să știi când vorbești cu un om, imediat să recunoști dacă este o persoană traumatizată, dacă este o persoană care nu și-a rezolvat traumele și funcționează din tiparele acestea care creează problemele, să identifice acele stegulețe roșii, cum zic americanii, red flags, da. Doar dintr-o simplă discuție să identifici, nu să trebuiască să zicem, intri într-o relație și după aceea trăiești iară niște situații traumatice, că n-ai știut la ce să te uiți, n-ai știut să identifici lucrurile pe care le puteai vedea imediat. Da, sunt atât de multe detalii. Să recunoști un narcisist, ne-ați vorbit despre... Da. Exact. Persoanele care sunt narcisiste pot fi și bărbați, pot fi și femei. Și de multe ori relațiile pot să fie foarte traumatizante și de aceea este foarte important să faci niște alegeri sănătoase. Ai realizat, înțelegi cum vorbește, cum se comportă, care sunt semnele pe care trebuie să le recunoști, l-ai identificat, îi spui că poți să rămâi prieten, poți să-l susții să-și rezolve problemele, dar până nu și le rezolvă, prefer să nu te implici. Și acesta este un mod foarte sănătos. Este foarte important să ai grijă de tine, să nu te supui tot timpul la tot felul de războaie, pentru că ajungi să te erodezi și în loc să progresezi, ajungi să regresezi vibrațional dacă nu ai grijă de tine. Fiecare om, în primul rând, trebuie să aibă grijă de el însuși, că este responsabil în primul rând pentru el. Și la noi în țară este tendința aceasta, prin educația pe care am primit-o, de sacrificiu personal. De exemplu, ești mamă, îți pui în primul rând copii, te neglijezi pe tine, îți pui soțul, copii, familia și de tine uiți. Nu este ok lucrul acesta, pentru că tu ești în primul rând responsabil pentru tine și tu trebuie să ai în aceeași măsură grijă de tine ca să poți cu adevărat să-i ajuți pe ceilalți. Nu când ajungi și tu la un moment în care să începi să te bucuri de viață, te trezești că ai dezvoltat nu știu ce boală și nu mai ai când să faci lucrurile pe care ți le-ai dorit să le faci în această viață. Deci este foarte, foarte important să ne punem pe noi înșine, de asemenea, pe prim plan și să avem grijă de energia noastră, de viața noastră. Multă lume îmi spune, dar n-am timp. Nu e vorba când avem timp, este vorba de cum îți setezi prioritățile.
Trebuie tu să te pui pe tine, să recunoști ca o valoare în viața ta și să ai grijă de tine, să-ți faci timp, să tai afară timp care de fapt nu este așa de important pentru lucrurile acelea care pot să mai aștepte și să te pui pe tine pe primul plan, să ai grijă de tine. Mulți oameni trec prin viață neacordându-și nicio șansă, neavând ocazia să descopere potențialul, abilitățile, ceea ce este în interiorul lor. Nu ajung să se cunoască cu adevărat. Corect. Foarte mulți oameni nu ajung să se cunoască cu adevărat sau măcar să realizeze cine sunt. Sunt mulți oameni care au auzit conceptul că suntem cu toții creații divine, suntem cu toții extensii al divinității, dar țin ideea aceasta doar așa ca și un concept, dar ei nu se respectă pe ei, nu au grijă de ei, nu se tratează. Trebuie să-ți tratezi corpul ca și un templu al divinității, că asta este corpul fizic. Să ai grijă să nu consumi substanțe sau alimente care sunt dăunătoare, să ai grijă să mănânci foarte sănătos, să îți lucrezi corpul în sensul de exerciții fizice. Deci pur și simplu să scoți corpul afară, să te duci să te plimbi ca atunci când te scoți câinele afară, că trebuie să meargă și câinele jumate de oră și să meargă afară. La fel poți să-ți scoți corpul afară, să ai grijă de corpul tău, să ți-l îngrijești în acel mod. Știu că a sunat un pic ciudat, dar poate că așa ne este mai ușor să realizăm ce trebuie să facem. Deci trebuie să avem grijă de corp, de asemenea trebuie să avem grijă de sufletul nostru, să nu ne mai tot deschidem la toate dramele și bârfele și lucrurile pe care alții le fac sau toată ziua să ne uităm la dramele de la televizor, că de fapt ce facem noi, ne trimitem sufletul cu atenția noastră, deci energia noastră se îndreaptă în direcția focusului nostru, deci ne trimitem sufletul în vibrațiile acelea groaznice ale știrilor negative de la televizor. Durere și suferință va exista întotdeauna pe pământul acesta, dar noi nu trebuie să stăm cu focusul pe durere și suferință, ci trebuie să stăm cu focusul pe energia pozitivă care să ne protejeze de această suferință care de fapt este opțională, nu? Așa zicea Buddha. Durerea e sigură, în realitatea aceasta suferința este opțională, în sensul că suferința emoțională vine din funcționarea din gânduri și convingeri descurajatoare, de a lua lucrurile personal, de a ne lăsa ego-ul rănit, de a face tot felul de lucruri în aliniere cu ego-ul negativ. Deci atunci creăm suferință și durere pentru noi și foarte bine putem să alegem să devenim imuni la drame, cum am zis, să nu ne mai tot pese de toate negativitățile, să nu ne mai tot pese de ce spun gândurile negative, că oricum n-au nicio bază reală, niciunul din gândurile negative nu sunt adevărate. Toate vorbesc despre un viitor care oricum nu știm cum o să fie, așa că nu sunt adevărate și să ne îndreptăm atenția către recunoștință, apreciere pentru ce avem, iubire necondiționată față de noi înșine, față de corpul nostru, de a ne face un program echilibrat în care să și dormim bine, să și mâncăm sănătos, să ne facem și timp de un pic de exercițiu fizic și mersul pe jos este de multe ori suficient și să și avem timp pentru sufletul nostru să se bucure și sufletul nostru de ceva și ar trebui să facem lucrurile acestea în fiecare zi sau măcar cât de des se poate. Exact. Viața este prea scurtă pentru a face lucrurile care nu ne plac. Corect, exact. Este foarte scurtă viața aceasta fizică, iar viața eternă nu există timp la acel nivel. Suntem într-o călătorie aici, într-o călătorie frumoasă. Da, la acel nivel doar existăm și avem tot felul de experiențe superbe în energia pozitivă. Și de fapt scopul ultim al vieții, după părerea mea, este să ajungi ca prin corpul tău să treacă doar energia pozitivă,
să ajungi să accesezi sau măcar să simți cum simt unii dintre pacienți și cum am simțit și eu în stările acestea de pace și liniște și conectare cu energia pozitivă, așa zisă stare de hipnoză pe care eu o practic, în care te conectezi cu realitatea ultimă, te conectezi cu acele vibrații extraordinare și începi să le simți cum curg prin corpul tău, să simți acea iubire extraordinară, acea pace, acea liniște, de a ajungi să nici nu mai simți corpul fizic, ai senzația că ești una cu energia iubirii. Sunt niște experiențe care nu pot fi explicate în cuvinte pentru că sunt prea limitate cuvintele. Sunt niște experiențe care trebuie trăite și atunci vei înțelege ce este energia iubirii, ce este sursa de iubire, ce este divinitatea. Când te conectezi literalmente la nivelul energetic pe care tu îl traduci prin sentimente care, pentru care nu există cuvinte de genul bliss, nirvana, stările acelea extatice care de fapt te vindecă. Deci sunt mulți pacienți care intră în stările acelea, unii intră, am avut pacienți care au intrat din prima ședință, prima oară că i-am ghidat în hipnoză, i-am ghidat în lumină, sunt suflete puternice, suflete evoluate, care fac automatul lucrul acesta, persoana respectivă n-a știut, n-a avut nicio idee că poate să facă așa ceva și de departe este experiența cea mai profundă, cea mai frumoasă, cea mai intensă a vieții lor. Și sunt alții care ajung în acele stări după practică. Și eu am intrat în acele stări 3 zile la rând, am intrat, deci a fost ceva, o să citiți în cărțile mele următoare, ceva ce nu se poate descrie, de o intensitate a sentimentelor atât de puternică, de întregul corp îți vibra, deci nu știu, este foarte greu să exprim așa ceva. Cele mai extraordinare sentimente, doar așa pot să descriu, cele mai extraordinare sentimente pe care le-ai avut în viața ta, le pui împreună și le amplifici de mii de ori. Cum ar fi? Cum ai simți? Deci cuvintele ceva dincolo de cuvinte. Sărace. Corect. Wow, minunat. Adevărul este că cuvintele nu pot să exprime această intensitate a simțirii, a trăirilor. De multe ori nu pot să exprime nici măcar în totalitate mesajul care vine de dincolo de cuvinte. Deci, de exemplu, energia, de exemplu, euul superior sau divinitatea sau ghizii spiritual când vin prin persoanele care au abilitatea de a canaliza informațiile și prin noi, fiecare om are abilitatea de channeling. Când îți vine o idee extraordinară, zici că mi-a picat fisa, mi-a venit o idee extraordinară, nu zici eu tocmai am creat o idee, nu așa spunem, mi-a venit o idee, pentru că ea de fapt vine, este o energie care ți este dată de la alt nivel sau pe care sufletul, subconștientul tău o primește. Deci cuvintele de multe ori sunt foarte limitate față de mesajul care vine, care încearcă să vină prin ele. Dar pentru că noi, la acest nivel, în această realitate, nu avem un limbaj care să releve adevărata valoare a ceea ce se dorește să se spună, atunci rămân limitate și rămân la limita interpretărilor și așa este și Biblia. Biblia este extraordinar de condensată în informații și poți să o interpretezi corect și poți să o interpretezi incorrect. Deci depinde cu ce fel de energie ești tu conectat în momentul în care citești Biblia. Deci tu dacă ești conectat cu energia pozitivă, tu dacă ești un canal pentru energia pozitivă, cu totul altfel o înțelegi decât altul care este în durere, în suferință, are un ego negativ mare și așa mai departe. Deci este foarte importantă starea în care ești, pentru că eul tău superior te poate ajuta să o înțelegi corect sau orice informație pe care o citești, să o citești și să o înțelegi corect. Putem să luăm legătura sau să ne conectăm cu spirite evoluate, cu oameni care au fost maestri sau oameni care au avut abilități extraordinare sau cunoștințe în anumite domenii ale vieții. Să cerem ajutor, ghidare sau informații dacă dorim să
realizăm un proiect, avem nevoie de informații pur matematice sau un proiect de arhitectură. Și asta este o idee interesantă. Într-adevăr, poți să te rogi, poți să te rogi la divinitate să te ajute sau, dacă te simți foarte conectat, să zicem, cu Nicolae Tesla, te poți ruga și la Nicolae Tesla, pe lângă a te ruga la divinitate, poți să-l rogi pe Nicolae Tesla să te ajute. El, de fapt, deci toate aceste ființe umane care au trăit vreodată pe pământ, continuă să trăiască în viețile lor în versiuni paralele ale realității noastre, pentru că nu există timp cum ni-l imaginăm noi, o linie a timpului și toate viețile sunt una în spatele celeilalte. Nu există așa ceva. Toate sunt pe versiuni paralele ale realității și oricând te poți conecta prin concentrarea ta și rugămințile tale, să zicem la Nicolae Tesla, te poți conecta cu el și el din acea realitate te poate ajuta la nivel subconștient. Bineînțeles că nu poate să-ți bată la ușă și să vină, sunt aici să te ajut. Deci nu așa se face, se face la nivel de conștiință. Dar în primul rând, eu aș spune să nu uitați, în primul rând să chemați divinitatea și energia pozitivă și bineînțeles și energiile angelice pe care noi le numim Arhanghelul Mihail și Gavril, întotdeauna să aibă grijă de noi, pentru că ei sunt conștiințe pure, create exact cu scopul de a avea grijă de noi din punct de vedere energetic. Deci ei fac parte din ghizii spirituali ai tuturor ființelor umane. Deci ei din echipa de ghizi spiritual pentru toate ființele umane, din partea lumii angelice a realității ultime, Arhanghelul Mihail și Gavril sunt acolo pentru fiecare ființă umană și eu, de exemplu, aleg să mă rog la ei, la divinitate, la ghizii mei, la ghidul meu spiritual, la Dumnezeu, dacă vrem să numim numele, să folosim numele acestea, divinitatea pentru mine, vor fi acolo pentru noi și fiecare va face își va face treaba, cu alte cuvinte, să ne inspire toată și să ne țină curați energetic, să îndepărteze din jurul nostru vibrațiile care ne bruiază, ne blochează și așa mai departe. Deci este importantă și rugăciunea, dar trebuie să avem grijă să nu uităm că noi de fapt ne rugăm cu fiecare gând pe care îl avem în minte. Fiecare gând este un punct de atracție, deci creează energie și atrage energie. Degeaba te duci tu la biserică și te rogi și te spovedești și după ce ai ieșit de la biserică, ai închis ușa și te lași dominat iară de ego-ul tău negativ, că n-ai făcut mare brânză, ai făcut un lucru temporal care te ajută în clipa respectivă, dar după aceea cumva îți anulezi toată munca pe care ai făcut-o acolo și starea frumoasă în care ai intrat, după aceea tu îți consumi energia din nou cu ego-ul negativ. Deci este foarte important să ai grijă cum gândești, a crede în divinitate nu-i suficient, doar așa ca și concept. Eu cred în Dumnezeu, dar după aceea vorbesc urât, mă comport urât, critic, blamez, sunt o victimă și așa mai departe. Asta nu înseamnă, zici doar că tu crezi în divinitate, dar nu dovedești acel lucru. Exact. Trebuie să și dovedești că tu crezi în divinitate, să lași divinitatea să devină exemplul tău, în sensul că să alegi, să te comporți, să vorbești, să simți exact așa cum ar face divinitatea. În fiecare clipă gândește, ok, în situația asta nu știu cum să mă comport, oare cum s-ar comporta Dumnezeu în situația asta? Și pur și simplu imită-L pe Dumnezeu. Alege să faci cum face divinitatea. Cum face divinitatea? Are iubire necondiționată pentru toată lumea. E puternic, nu se lasă purtat așa de valorile vieții, e puternic, merge doar pe partea pozitivă, extrage tot ce e bun din tot și din toate, se scutură de tot ce este negativ, nu se conectează cu dramele, nu se conectează cu vibrațiile joase, îi lasă pe toți de vibrațiile joase să facă ce doresc, dacă ai aleg să facă, și când au nevoie de ajutor vor spune și atunci va fi acolo pentru toți și noi putem să facem la fel. Dar în primul rând trebuie să ai grijă de tine ca să poți să ajuți pe alții, că altfel este ca și cum îmi dau cămașa pe care eu de fapt nu o am. Deci trebuie să ai ce să dai. Exact. Și să fii dispus să te schimbi tot timpul, pentru că viața înseamnă evoluție,
să fii dispus să renunți la ceea ce nu-ți mai este de folos, la credințe limitative, la o gândire care nu te ajută în niciun fel și să adopți obiceiuri noi, să-ți creezi o nouă mentalitate pentru a avea o nouă realitate. Exact ca acum, în această seară, în acest moment în care noi intrăm într-un an nou. Dacă intrăm în acest an nou cu aceleași credințe limitative și cu aceleași frici și cu aceeași mentalitate pe care am avut-o tot anul trecut, nu o să creăm ceva nou în viața noastră. Este corect. Așa este. Schimbarea este, de fapt, singura constantă în viață. Totul se schimbă. Clipă de clipă nimic nu rămâne la fel, deși avem iluzia sau este aparența că este la fel, dar tot timpul noi curgem ca niște râuri pe diverse versiuni de viață mai înalte sau mai joase, chiar dacă sunt foarte asemănătoare unele cu altele, totuși sunt diferite. Și de aceea ai dreptate că este foarte important să investim în noi, să alegem să ne schimbăm. Unelte și tehnici și cursuri și terapii sunt peste tot. Tot ce trebuie să facem este să alegem să fim inspirați, în ce direcție să mergem și să investim literalmente în noi, că investiția aceea contează cel mai mult. Degeaba ne tot cumpărăm tot felul de lucruri și proprietăți și așa mai departe, că nu le ducem cu noi și cu toții știm asta. Singurele lucruri pe care o să le ducem cu noi o să fie energia pe care am acumulat-o, experiențele acumulate, cunoașterea, iubirea pe care am dat-o și am primit-o, pentru că atunci când dai și primești înapoi. Iubirea necondiționată este totul. Deci pur și simplu când nu știm ce să facem, cel mai bun lucru este să stăm calm și să alegem să avem iubire necondiționată pentru noi înșine și toți ceilalți. Toate aceste emoții pozitive ne așează pe o linie temporală în care viața noastră este o viață frumoasă împlinită. Absolut. Și văd asta la pacienți tot timpul. Îmi spune o studentă din America, îmi spunea, știți că eu am fost la o ședință cu altă grupă de studenți acum 4-5 ani și zice, știți ce s-a întâmplat? Zice, mi-ați făcut atunci o ședință cu studenții, iar eu aveam psoriazis. Și mi-a zis, am văzut atunci sursa psoriazisului ca o viață în care am fost într-un incendiu și am avut arsuri pe corp. Zice, știți că de la acea ședință eu nu mai am psoriazis deloc, nici măcar în situații de stres. Nu mai am deloc, mi-a trecut atunci pe loc. Da, sunt oameni, alții povești similare cu vitiligo. Iar, deci sunt afecțiuni fizice care dispar, că celelalte le știm, că dispare anxietatea, tulburările de somn dispar, că își rezolvă depresia. Chiar aseară spunea o pacientă care a avut depresie severă cu gânduri de suicid. Era într-o stare, venise la cursul cu studenții, la unul din cursuri și cumva ajunsese să cam exaspereze pe unii și alții cu atitudinea critică, cu scepticismul, cu negativitatea în gândire. Ea săraca era sinceră, dar am învățat cu toții mult de la ea și ea seară spunea cât de tare a ajutat-o, în sensul că ea astăzi este cu totul altfel, nu mai are gânduri de suicid, nu mai are gânduri negative, nu mai are nevoie de medicamente. Se simte mult mai bine. A trecut, să spun, aproximativ jumătate de an de atunci. Deci se văd rezultate, chiar dacă unii oameni par foarte rezistenți la schimbare și cu convingerile lor par să respingă gândirea exact, pozitivă. Convingerile lor negative își creează corect acea realitate. Exact. Negativ. Gândurile negative te duc tot mai jos. Dacă le lași, direcția este exact unde a ajuns doamna aceea, la gânduri de la o depresie severă și chiar la gânduri de suicid, dacă nu iei frâiele gândirii tale. Pentru că ce este un alt aspect foarte important pe care oamenii nu-l realizează și l-am mai repetat, de-ai bine să repet, că tot aud oameni noi aceste informații, gândurile și convingerile sunt doar unelte
cu care să ne șlefuim viața și realitatea, nu suntem cine suntem noi. Este doar programarea umanității inițial și după aceea ce gânduri și convingeri alegi tu să ții în mintea ta. Dar ele pot fi șlefuite, pot fi schimbate, iar noi nu suntem gândurile noastre, nu suntem mintea noastră, noi suntem observatorii gândurilor, cel care realizează, deci, ce fel de gând am eu în minte, ce fel de senzație am în corp, ce fel de sentimente am în momentul acesta. Deci, aia sunt eu cu adevărat, conștiința, awareness, consciousness, subconștientul, sufletul, asta sunt eu de fapt. Iar eu, ca subconștient, o să aleg să adopt gânduri pozitive sau o să las gândurile negative să facă ce vor ele prin mintea mea. Este ca și cum ai lăsa ușa deschisă să vină oricine pe la tine prin casă să facă ce doresc la tine în casă. Nu se poate așa. Trebuie să deschizi ușa numai la oamenii care îți aduc un beneficiu în viață sau oamenii care sunt serioși și pozitivi. Da? Nu poți să deschizi ușa la hoți sau la oamenii care, știu eu, fac tot felul de lucruri rele. La fel este și cu gândirea. Deci trebuie să luăm controlul asupra gândurilor și să realizăm că nici unul din gândurile negative sau bazate pe frică sau îndreptate către drame, nici unul nu este adevărat. Nici unul dintre acele niciuna din acele convingeri nu este corectă sau adevărată. Toate sunt informații distorsionate și atunci când devii conștient, când te trezești, și eu mi-amintesc că m-am trezit, am citit o carte, deci sau am văzut un film al unei cărți, deci pur și simplu atunci mi s-au făcut mie alinierile în minte și am realizat cât de importantă este gândirea. Dar ce părere aveți despre, să spunem, cineva care la un moment dat a primit o informație sau a avut, de exemplu, o viziune, să spunem că o femeie are o viziune că va avea 3 copii și are 2 copii. Cei din jurul său insistă la un moment dat, mai mult sau mai puțin, să facă și pe cel de-al treilea copil. Ea nu se simte pregătită, nu dorește acest lucru, dar totuși are acea viziune. Ce trebuie să facă în această situație? Deci, acea viziune i-a dobândit-o când la nivel subconștient a accesat una din versiunile vieții ei. Deci ea a văzut una din versiunile posibile ale vieții ei. Noi avem infinite posibilități, infinite versiuni și putem merge și pe versiunea în care avem 2 copii, și pe versiunea în care avem 3 copii, și pe versiunea în care avem 4 copii. Probabil la momentul în care a accesat acea versiune, aceea cu 3 copii era cea mai probabilă. Da. Dar ea poate decide dacă dorește să se oprească după al doilea copil și atunci va accesa cealaltă versiune. Deci de asta spun, viitorul nu este bătut în cuie. Deci nu este scris în piatră. Deci sau viitorul, stele. Exact, sau în stele. Că fiecare cultură se exprimă it's not written in stone, cum zic americanii, la noi cu stelele, da. Deci versiunea depinde de alegerile tale. Tu întotdeauna poți să schimbi. Fie să te lași încurajat de o anumită versiune care ți-a plăcut și vei să mergi în direcția aceea, trebuie să știm că noi avem infinite versiuni, de la cele mai extraordinare, cele atât de minunate că nici măcar nu putem să ne imaginăm cât de minunate sunt, până la versiunile cele mai catastrofice. Și depinde de noi în ce direcție alegem să mergem. Și apropo de intrarea în noul an, este foarte bine să alegem să ne concentrăm, să ne îndreptăm toată energia în direcția versiunii pe care dorim să o trăim, în care suntem fericiți și ne simțim extraordinari și în care merge totul foarte bine. Deci când trebuie să avem mare grijă când ne setăm țelurile, nu să ne setăm țeluri acum la început de an când mulți oameni își fac țelul pentru acest an. Nu să ne setăm că îmi doresc o mașină nouă, îmi doresc o casă nouă sau îmi doresc tot felul de alte lucruri. Este foarte important țelul să ne-l setăm în felul următor. Îmi doresc să mă simt
extraordinar în fiecare zi a vieții mele. Îmi doresc să progresez, să evoluez, să mă simt iubită, apreciată, să simt iubire în sufletul meu, să simt că contribui, că sunt o prezență benefică pe această planetă, să mă simt încântată și să mă îndrăgostesc tot mai profund de viața mea, să am o viață semnificativă. Da, o viață, în primul rând, să simt liniște și pace sufletească, să fiu super sănătoasă, să mă simt cu foarte multă energie, cu foarte multă apreciere, recunoștință, încântare, să fiu apreciată și lumea să mă aprecieze și să mă simt că sunt apreciată din toate punctele de vedere, deși și cumva renumerată și din punct de vedere financiar, că îți trebuie bani să trăiești în realitatea aceasta, dar banii sunt doar o ușă, că aici e iară cu prosperitatea, multă lume are oarecare dificultate. Banii sunt doar o ușă prin care prosperitatea poate să ținte și abundența în viața ta. Sunt foarte multe uși, ca urmare, nu trebuie pe bani să ne concentrăm, ci pe abilitatea, să am abilitatea, deci să mă simt, să am abilitatea că pot să fac oricând ce doresc, cum doresc și să fac ce vreau și ce mi este benefic. Și atunci universul se poate... Exact. Și atunci universul se aliniază în așa fel că de multe ori nu-ți trebuie bani ca să ajungi acolo unde dorești. Exact. Să mă simt la nivel de suflet împlinită și mulțumită și încântată și așa mai departe. Deci sentimentele sunt cele pe care noi trebuie să ni le dorim, pentru că ele sunt reflecția vibrației pe care suntem. Deci cu cât ne ducem mai sus pe vibrație, cu atât viața noastră va fi mai frumoasă și toate acele detalii fizice, unde locuiești, cu cine ești și așa mai departe, acelea se rezolvă automat, că altfel n-ai cum să te simți fericit dacă n-ai ce să mănânci sau să te simți, da, să n-ai lucrurile de bază, că fără lucrurile de bază este greu. Exact. Nu? Exact. Deci trebuie să ne dorim sentimente, că de fapt oamenii sentimentele și le doresc în spatele lucrurilor fizice pe care ei, după care ei aleargă. Și toate liniile temporale se rearanjează într-un fel în funcție de modul în care noi ne simțim și nivelul la care vibrăm. Da, este și acesta un mod de a spune. De fapt, noi ne ridicăm vibrațional și accesăm acele versiuni de viață care sunt în aliniere cu vibrația pe care noi o emanăm, cu sentimentele pe care alegem să le avem. Deci eu pot să aleg acum să fiu liniștită, mulțumită, să am o atitudine de recunoștință, să fiu împăcată, sau pot să aleg să o iau razna. Deci pot să fac și așa și atunci... Să fiu nemulțumită. Da, îmi dau peste cap producția hormonală, mă agit, îmi consum energia, mă apuc și îi mai agit și pe alții și atrag tot felul de lucruri, de vibrații, de lucruri negative și mai dau și peste cap organismul, în sensul că hormonii de stres încep să fie produși în organism și așa mai departe. Deci este foarte importantă atitudinea pe care o ai, pentru că această atitudine este decisivă în ce fel de versiuni de viață accesezi tot timpul, mai bune sau mai rele. Minunat! Minunate învățături! Minunate sfaturi, minunată această energie creată aici. Vreau să văd comentariile voastre, ia să vedem. Dacă aveți întrebări, scrieți-ne întrebările, pentru că o să vă răspundem în mod sigur. Minunat! În seara aceasta ne apropiem de finalul emisiunii. Nu înainte de a ciocni un pahar de șampanie, de a ciocni virtual o cupă de șampanie. Da, așa este. Să ciocnim șampanie. Într-un mod minunat acest la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani.
și să vi se împlinească toate dorințele, tot este foarte important să avem grijă ce ne dorim totuși. Da. Fericire, să împlinească, pace, da. Armonie, sănătate, libertate. Exact. Să se rezolve problemele acestea create tot de noi la nivel planetar și să revenim la o viață liberă și frumoasă, ca fiecare om să poată să trăiască ceea ce dorește să trăiască. Minunat! Păstrăm experiența din spatele tuturor acestor situații prin care am trecut. Ne-au ajutat să creștem, să devenim cine suntem în momentul acesta și să privim cu încredere spre viitor, așa cum spuneți atât de frumos. Să avem inima plină de bucurie și așteptări pozitive. Da, exact. Și să avem totuși mai mare grijă ce fel de lider ne alegem, în cine credem, ce povești credem de la televizor, să distingem ce este realitate și ce este manipulare. De asemenea, foarte important să știm cum să ne ghidăm viața și să nu lăsăm dramele create de alții să ne guverneze și viața noastră. Sau să facem parte din călătoria către eșec, către dezastru a celor din jurul nostru. Da, să de rămâne... aceea trebuie să fim pozitivi, da. Exact. Aliniați cu natura noastră adevărată. Exact. La mulți ani încă o dată la toată lumea, la mulți ani, Cristina. La mulți ani, la mulți ani. Clic! Că altfel nu putem face clic. Numai bine. Vă urez o săptămână minunată și abia aștept să ne întâlnim din nou cu vești, doar cu vești bune, bineînțeles. Da. Minunat. Sănătate la toată lumea și un an nou fericit. Numai bine, multă sănătate. Mulțumim. La revedere. La revedere.